Da, dragi prieteni din gemeni, haideți să vedem la gemeni în zaruri pentru săptămâna viitoare. La gemeni este bine sau nu? Hai să vedem. E blocată relația, nu prea comunicați, dar o se deblochează încet, încet. Se deblochează încet, încet. O despărțire, nu comunicați. Dacă acea persoană se depărtează de dumneavoastră sau aveți probleme, este din cauza familiei. Familiei lui sau a ei. Din cauza familiei acestei persoane. Nu este din cauza dumneavoastră, ci această persoană este blocată, este... Ar vrea să vină să fie cu dumneavoastră, dar nu poate din cauza familiei, din cauza afacerilor, din cauza așa ceva. Vești, sentimente, blocaje și un drum. Blocaje, aici sentimente văd, uite, au ieșit peștii. Sentimente. Nu este sigură această persoană pe sentimentele ei sau a lui. Sau nu crede că sunt sinceră cu ea, cu el. Aici primiți ceva vești sau așteptați să primiți ceva vești, dar acele vești întârzie din cauza unui blocaj, din cauza... nu, pur și simplu nu vă răspunde acea persoană. Nu primiți niciun răspuns. Chiar dacă acea persoană are sentimente, nu vă spune nimic. Este blocată această persoană. Uite, și aici arată că este blocată, blocată. În comunicare. Aici nu vorbește nimic, nu vă răspunde. Nu primiți niciun răspuns. Iarăși așteptați răspuns, vreți veste de la această persoană, de la un bărbat. Nu primiți, gemenii. Nu primiți răspuns de la această persoană. O să apară altă persoană în viața dumneavoastră. Veți fi cu altcineva. Cam asta a fost, vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.